Nu știu unde am nimerit, dar zici că suntem la teroriști aici, frate, numai pocnituri se aud. Salut tuturor, eu sunt Andrei și m-am regăsit la un nou vlog. Momentul de față este sâmbătă, este ora 3 dimineața. Iar noi o să mergem la Veneția. Dați acolo pe butonul de like, am dormit 3 ore, aseară am dormit tot 3 ore din cauza slipstream-ului. Deci sunt foarte bine. Trebuie neapărat să dorm și eu. Guys, dați un like și să înceapă vlogul. Am trecut de securitate, guys. Acum avem poarta 1. Acum trebuie să căutăm un tren ca să ajungem direct în Veneția. Sper să nu dureze mult. Este ora 7 și ceva. Până la urmă o să luăm autocarul, trebuie să mergem la Piazzale Roma, aici pe insulă, pentru că dacă am fi luat trenul, ar trebui să ne ducem până în gara dintre Viso și ar trebui să mergem cu public transport, mai complicat, așa am luat autocarul și mergem direct. Hai. Am ajuns într-un final aici. Acum o să trebuie să mergem să vizităm ceva, habar n-am, până pe la vreo 12:01, pentru că de fapt nu ne putem duce la hotel pentru că este închis și pentru că este pe ora 9 dimineața. Și aici este piața Roma, nu San Marco. Și acum o să urcăm pe un tita mai podul. Parcă îți dă un vibe așa de Veneția. Ia uitați priveliștea asta. Vreau să vedea așa de mult pentru că e soare rău de tot. Și guys, am avut destul de mare noroc, am luat acum o hartă, iar tipul care ne-a vândut-o a fost extrem de treabă, ne-a explicat ce o să facem toată vacanța aici. Efectiv, în două zile ne-a explicat tot ce putem să vizităm cât mai rapid și care sunt cele mai importante chestii de vizitat. Astăzi, din câte am înțeles, o să putem vizita totul cu pe josul și nu o să fie nicio problemă. Eu sunt cam mor de somn acum, dar poate o să-mi revin cu o cafea, ceva, nu știu, văd. Guys, deci cam așa arată cel mai important pod din Veneția. Sincer, am uitat cum se cheamă. Dar, na, e cel mai drăguț, e pe canalul ăsta principal. Deci cam asta este view-ul de pe pod, eu zic că e o privește destul de mișto. În partea cealaltă e la fel un view, e destul de mare podul ăsta și lat, nu știu. Guys, am ajuns și noi aici la piața San Marco. E imens, frate, deci e imens. Avem turnul ăsta imens aici. Avem o catedrală, cred că e asta. Deci am ajuns sus și cam așa arată priveliștea. Vaporetto, ca să luăm Vaporetto, o să vizităm puțin pe canal. Iar după aceea trebuie să ne ducem neapărat la hotel, pentru că noi încă n-am ajuns la hotel să lăsăm bagajele. Și eu încă am bagajul după mine, de atâta timp, cred că ora 3 acum și eu încă car bagajul cu mine. Și am ajuns la transportul comun, iar aici văd că avem și când vine, ia uite. Oh, nice!
haideți că am găsit acum hotelul. Sunt curios după cum arată camera. Intrăm în cameră în 3, 2, 1 și... Deci, da, cam așa arată camera. Prima mea impresie a fost... uite covertura asta de anii nu știu câți. Nu, a fost surprins să aflu că avem un pat mic, încă un pat mic și un pat dublu. Ținând cont că sunt decât cu părinții mei, așa că nu știu ce să fac și cu un pat. Anyway, place mult tabloul ăla. E așa old school. Că și ăla, și ăsta. Bă, per total așa, îmi place că e foarte spațios. Deci uite să văd cât de spațios e și avem și aici un hol. Aici sunt eu. Hello. Și aici, oglinda de la baie. Aici dușul. Aici, nu știu ce e ăsta. Da, prea mult. Asta e toaleta, nu-i așa? Acolo e caloriferul și da. Băi, e curat, îmi place, e ok. Adică, la prețul ăsta, nu știu exact cât am dat, dar e ok. Noi nu o să stăm în cameră, doar dormim aici, practic. De-aia nici nu apun așa mult preț. Mamă, dar e comăr o patul ăsta. O să lăsăm bagajele cel mai probabil și acum iar o să ne punem pe explorat, așa că... Ureați-mi baf. Deci, practic am ajuns în port din greșeală, dar în același timp este bine pentru că acum o să ocolim Veneția și vedem și celelalte insule și ajungem tot acolo unde voiam să ajungem. Deci, în concluzie, e bine. Deci, o chestie pe care am înțeleg aici, în Veneția, este că nu există deloc, bă, n-am văzut un coș de gunoi public. Mă, unul. Nu știu de ce, probabil pentru că sunt străzile extrem de mici. Uite-te și voi, deci... Cam așa arată și spuneți-mi dacă vedeți un coș de gunoi. Mă, nu există. Și într-o final cred că am ajuns la ultimul obiectiv pe ziua de astăzi. Treaba asta, zidul chinezesc, hai că zidul chinezesc, ok. Da, ceva tot cu Maria. E imens. E o biserică, Sfânta Maria, cred că se numește. Ceva cu Maria. Am ajuns și eu frumos la hotel. Și când e să intrăm pe... Când e să intrăm pe ușa la hotel, guys, ne abordează domnul de la recepție și ne spune că este un spectacol foarte interesant la ora 12. Cu artificii și e unic și e nu știu ce și eu și ceva de genul. Frate, nu am dormit atâta timp și acum tu pe bune mi-ai stricat și acum trebuie să mă duc, că după aceea o să mă oftic și o să mă duc, din păcate. Nu știu unde am nimerit, dar zici că suntem la teroriști aici, frate, numai pocnituri se aud. What the fuck, man? De naiba ne-am dus. Cred că mai bine să stăm acasă să dorm. La mulți ani 2020! Bine, bă! Ai gata cu fotosinteza, la culcare toată lumea. Să mor, că nu cred că mai ajunge acasă. Cam asta a fost nebunia de la piața San Marco. Acum ne retăm din nou spre hotel. Și sper că de data asta definitiv. Vreau să mă culc neapărat. Așa că, într-un final, ne-a venit și noi acolo doiul. Dar uitați-vă câte taxiuri sunt. Deci toate astea sunt taxiuri vere. Și vaporașul nostru face slalom printre ele. Mâine o să avem o grămadă de treabă. Acum este ora 1 dimineața și orașul ăsta văd că nu doarme absolut deloc. Oricum e destul de mișto orașul ăsta pe noapte. Chiar super mișto. Anyway, deci nu uitați să dați acolo pe butonul de like, subscribe, clopoțel. Eu am fost Andrei și pe întâlnire v-am salutat. Bye, bye!
Salut!